Începem! Berbec, întâlniri plăcute și discuții utile, idei de valoare, poate că primiți un sfat valoros din partea unui specialist și veți schimba un plan, o abordare. Destul de alergătură astăzi, dar rezolvați niște chestii care v-au ținut în suspans și vor urma câteva zile mai liniștite. Taur, casa și familia sunt în prim plan acum, deși nu veți neglija activitatea profesională, afacerea. Le faceți bucurii celor mici, le luați ceva care îi ajută să le mențină curiozitatea trează, să își dezvolte niște calități. În plus, dansați, cântați, recitați împreună cu ei și vă distrați de minune. Gemeni, veți face, poate, un tur de forță și alegeți și ajungeți acolo unde nu ați reușit ieri. Interes pentru concediu, călătorii, ieșiri în natură la sfârșit de săptămână. Luați legătura cu prietenii, vă faceți un program împreună. Poate că după un impas găsiți soluția. Varianta optimă. Alegerea pe care nu o regretați. Racă, vorba multă, bucuria omului, povestiți, vă amintiți, vă descărcați sufletul. Gândiți poate să refaceți o rezervă financiară, să puneți deoparte pentru ieșiri în natură. Salutări de la rude sau prieteni foarte buni, aranjamente să vă revedeți cât de curând. Leu, veți relua de pe alte poziții un subiect asupra căruia nu ați putut cădea de acord. Poate că semnați un contract, prelungiți o înțelegere. Aprecieri pozitive din partea unui prieten sau a cuiva care vă cunoaște potențialul vă pot face să luați o decizie, să stabiliți un cel ambițios. Fecioară, acțiuni sau rezultate din trecut se răsfrângă favorabil asupra voastră. Se vorbește despre voi, apare ofertă de muncă sau de colaborare. Este perioada ideală să începeți un program de mișcare, activități fizice sau de remodelare corporală. Veți putea vedea rezultate în timp relativ scurt. Balanță, treceți cu eleganță peste un incident de ieri, dați de înțeles unui prieten că ar fi cazul să-și schimbe atitudinea și comportamentul. Nevoie de odihnă, să vă aerisiți gândurile. Vă bucurați din plin de zilele de concediu. Abia așteptați să porniți la drum dacă încă nu sunteți în activitate. Am ajuns și la zodia Scorpion, perioadă favorabilă vouă din mai multe puncte de vedere, profesional, dar și financiar. Însă, niște chestiuni de altă natură sufletească, emoțională, peste care trebuie să treceți ca să vă simțiți bine în întregime, să vă bucurați de viață la maximum. Săgetător, destindere în relația de cuplu sau în cea cu un apropiat. Astfel, abordați o situație care v-a dus pe poziții opuse. Aspecte bune pentru sfera profesională și în afaceri. Recunoașterea unor calități, mână liberă din partea șefului pentru atingerea unui obiectiv, ducerea la bun sfârșit a unui proiect. Capricorn, poate că ați trecut de șocul unei vești sau al unei situații cu care v-ați confruntat recent și porniți la luptă, eforturi, rezolvări. Solicitări pentru voi, să dați o mână de ajutor, un sfat, să vă implicați foarte serios într-un proiect care s-a împotmolit și recompensele vor fi pe măsură. Vărsător, poate că râdeți împreună de o reacție recentă a partenerului de viață, de o propunere a sa, oricum pofta de viață și chef de distracție. Faceți o impresie grozavă celor cu care vă întâlniți și negociați acum. Vorbiți despre dezvoltarea unei relații de afaceri, cooperări. Ultima zodie Pești, poate că puneți pe hârtie lucrurile pe care le-ați discutat ieri, bateți palma și semnați contractul. În perioada următoare sunt posibile schimbări care țin loc de muncă, de program, de responsabilități. Sunteți foarte apreciați pentru realizările voastre, calitățile pe care le-ați dovedit.